Denis Lazar este elev în clasa 11 la Colegiul Băimărean și a fost ales recent președinte al Asociației Elevilor Maramureș. În cursul zilei de marți, Denis a îmbrăcat haina de președinte al Consiliului Județean, primind întreaga atenție cuvenită acestei funcții din partea aparatului de specialitate al instituției. Tânărul președinte a vizitat și s-a familiarizat cu toate direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele Consiliului Județean, dar a purtat discuții și cu șefii acestora în ceea ce privește modul de funcționare a instituției și circuitul documentelor. Întrebările sale au fost directe și sincere, reușind să motiveze și mai mult funcționarii publici în explicațiile acordate cu privire la proiectele pe care le derulează. Președintele Consiliului Județean, Gabriel Zeta, s-a arătat încântat de modul în care se derulează proiectul Arta de a conduce, dar și de interesul manifestat de Denis Lazar față de proiectele pentru tineret promovate de instituția județeană. Totodată, cei doi președinți au purtat discuții serioase pe diverse teme administrative și politice. Denis s-a arătat interesat și de activitatea vicepreședinților Consiliului Județean, primind toate informațiile necesare de la Ioan Doru Dăncuș și George Moldovan, reprezentanța executivului. Astfel a aflat că funcția de vicepreședinte nu este una decorativă, cum ar putea să pară celor neavizați, ci fiecare vicepreședinte are atribuții clare pe domenii specifice, de care este obligat să se ocupe zilnic în activitatea sa. Pe parcursul zilei petrecute în instituția județeană, tânărul președinte a aflat că vicepreședinții